Alba Rose. Oh. Open the no, a me. Thank you.
sunt cantare, sunt cantare. Hai să-i dăm dedicația lui Adrian T. Stai să o căutăm, stai. Nu mai spuneți nimic aici, băieți. Adrian T, e pentru tine asta. Păi 10-2-10, probă de microfon. Păi 10-2-10, probă de microfon, probă, 2-10. Perfect. Bravo. Mulțumim, John, mulțumim! 50 de lei de la John, PPV. Fără număr! Bună seara și bine ați revenit aici pe ProVape la un nou live dedicat vouă, subscriberilor și bineînțeles simpli vizitatori. Eu sunt Florin, aici este și Laur, bineînțeles, și suntem aici pentru voi. Să vă răspundem la întrebări, să vă arătăm câteva chestii care le-am filmat chiar acum. Hai să vă arăt așa un preview pentru, cred că în următoarele două recenzii sau poate chiar trei. Avem un calibru Tenet, de fapt chiar două. Două calibru Tenet sunt foarte interesante, design
Vine și cu o funcție interesantă, dar mai multe în recenzia care o să vină în câteva săptămâni, probabil. Depinde cum o editează Laura. Salut! Haideți să începem cu răspunsul la întrebări. În primul rând aș dori de la subscriberii premium, de la membrii premium, dacă vor să-mi pună ceva întrebări mai dificile, mai grele. Și bineînțeles, orice alt vizitator este binevenit să-mi pună întrebări. În limita timpului disponibil, vă promit că o să fac tot posibilul să răspund tuturor. Și eu și Laur, bineînțeles. Hai să le mulțumim prima oară celor care au donat deja. Mihnea a devenit membru Premium Plus. Mulțumim frumos! Salut, Mihnea, și bine ai venit printre noi! Așa, mai avem o donație de la John FPV de 50 de lei. Mulțumim foarte mult! Cam mult nu trebuia. Alexandru Pătraș cu 10 lei. Mulțumim foarte, foarte, foarte mult! Aștept să-mi spuneți dacă și vocea mea se aude foarte bine. Adrian Cojocaru, number one, Adrian, hai să-ți arăt ceva. Uite ce te așteaptă, a? Uite ce te așteaptă. Ia, lasă-l jos. Ia, uitați ceva, ce l-așteaptă. Adrian Cojocaru stai. M-a convins, după săptămâni întregi, să-i dau unul din modurile mele din colecție. Este un 3D printed, impecabil, Insider. Oh my God, cu mare durere de suflet o să îl trimit așa, o să fie în vizită la el, probabil un an, doi. Băiatul la mine se întoarce. Deci, mulțumesc. Mai departe, ce recomanzi între ultima ediție de V-Mate, aia cu căpăcel pe care ați avut-o la recenzie, și Argus ăla nou? Băi, V-Mate arată genial. Deci dacă dorești un pod să ieși din... un pod ieși din comun, deci să ieși în evidență cu el, ia-ți V-Mate-ul. E superb. Dar și Argus e frumos, doar că are un design mai simplist. Are și bateria un pic mai mică, dar amândouă sunt mișto. Nu ratez cu niciunul dintre ele. Nu uita Argus-ul, dacă vorbim de Z. Argus Z nu are nici reglaj de aer, deci e un pic mai simpluț. Adrian, mulțumesc încă o dată. Ce să zic, mă bucur foarte mult pentru toate donațiile care le faceți. Important este să vă găsiți bine aici pe ProVape, să vă placă canalul. Dacă aveți propuneri pentru recenzii, aștept comentarii. Veniți cu propuneri interesante. După cum ați văzut, am vrut să fac un pic de shift al canalului și am încercat să fac recenzii la chestiuni și mai scumpe, nu doar poduri. Dacă doriți și altceva, sunt aici pentru voi, aștept comentariile voastre. Când apare în România Vinci 3? Nu am acest răspuns, probabil că în următoarea lună, pentru că mă gândesc și la P1 când a apărut prima dată. A durat cam 3 săptămâni, o lună până a apărut pe piață. Dar vă spun sincer, așteptarea o să merită, pentru că aparatul e chiar bun. Și de fapt rezistențele fac diferența. PNP-ul, nou model de PNP-uri, sunt foarte bune. Marinescu Alexandru, salutare Florin, am o întrebare, nu știu dacă este neapărat una corectă, în urma recenziilor tale de la tine de pe canal, dar și altora, văd foarte lăudat de tine, dar și azi utilizator VUP-ul. Da, fraților, este așa cum acum ani de zile, ăsta, Aspire era the shit. Bine, Aspire a rămas the shit, dar nu mai are un volum atât de mare de producție. Ce înseamnă? Mă refer la volumul în sine ca bucăți, ci mă refer la modele. Deci Aspire nu are foarte multe modele, hai să spunem că în ultima lună a început să scoată pe piață ceva nou, dar VUP-ul vine cu mai multe device-uri și de ce VUP-ul spun eu că e momentul lor? Pentru că calitatea produselor versus anul trecut este foarte mare. Calitatea produselor de astăzi, din 2023, poduri, moduri, este foarte evoluată față de ce produceau acum un an. Și nu am cum să nu apreciez treaba asta. Iar secretul unui pod de calitate și unui kit de calitate sunt rezistențele. Și să nu uităm, PNP-urile sunt foarte tari, iar TPP-urile, adică rezistențele compatibile cu atomizoarele de la VUP-ul, fraților, sunt fucking crazy, sunt extraordinare. Și fac pariu că foarte mulți dintre voi, cei care faceți rezistențe, hai să spunem, pe RTA-uri, vă e foarte greu să depășiți gustul unui TPP pe direct in hell. Adrian Cojucaru, din nou 10 lei donație. Bro, gata, am înțeles, mulțumesc frumos. Vezi că a zis că apreciez. Pe WhatsApp, să-i dai pe ceva pe WhatsApp. Probabil că de-aia da, nu, a zis că rămâne dator. Ok, așa, am înțeles. Dar nu trebuie să apreciez,
dar datoriile voastre către mine, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie financiare. Apreciez ajutorul. Hai să spun așa, cel mai mare lucru pe care puteți să-l faceți voi pentru mine ca persoană și pentru canalul ProVape este like, share și subscribe și să ne faceți cât mai viral posibil. Share-uiți-le peste tot, unde e posibil. Vorbiți de canal, vorbiți de mine, vorbiți de pârâită, vorbiți de modul nostru de a vapa, pentru că este un mod aparte, total diferit de clasicul vape care probabil poți să-l faci cu un pod simplu sau cu un vape de unică folosință. Alor, poți să tragi din Flexus Q? Da, nu am un Flexus Q, dar ai chiar aici pe canal o recenzie dedicată la Flexus, unde eu și Elisa ne-am dat părerea despre el. Este un aparat extraordinar, mult peste medie și mult peste ce se așteaptă un începător. Flexus Q, dacă ar exista un top 10 poduri ever made, ar fi probabil în primele 5. Drag X Pro sau Zelos X? Nu știu, am un lapsus X Pro, nu știu despre ce vorbim, Drag X Pro. Uite, încerc să caut pe... Nu. Drag X Pro. Hai să vedem care Drag X Pro. Da, dacă vorbim de varianta cu rezistențe PNP, este foarte bun. Nu compara, Zelos X este dedicat mai mult meteleului, iar Drag X Pro se poate folosi și în metele și în DL, dar el excelează în DL, nu în metele. Deci, repet, dacă vrei un Zelos bun, dedicat mai mult meteleului, pentru că are și rezistențe bune de metele, dar din păcate de DL este una singură 0.3 care nu prea e de DL, Drag X Pro, în schimb, e mai bun și mai excelent în DL, mai mult decât în metele. Deci sunt comparații care nu prea se pot face. Killerul întreabă, bună seara, am început să vapez acum o lună, tot de atunci m-am lăsat și de fumat. Felicitări, bine ai venit printre noi, Vaporii. Am început cu un kit Vaporeso, Explodeso, Petardeso, X-Ors Mini. Acum 2 săptămâni achiziționat un Zelos 3 cu atomizor Nautilus GT. Altă viață. Îți recomand rezistențele de 0.7, chiar și cele de 0.3 sunt foarte bune. Îți poți pune modul în control de temperatură ca să ai un vape de calitate. Controlul de temperatură, atenție cum îl setezi pe nichel, o să-ți placă și nu depăși puterea recomandată de producător pe rezistențe. Scuzați-mă, beau și un pic de apă. Ce părere ai despre un Metele Gozet versus Argus P1 ca vapor începător? Ia-ți Argus P1. E mult mai frumos, mult mai simplu de utilizat. Dacă un pro-vapor ca mine are un Argus P1 în buzunar și cu un Lichi corect, Lichi Ice din gama noastră pro-vape, bine, să nu uităm, mai avem și un Metele mai de amărâți, cu un Decodes, un alt Decodes cu un Typhoon deasupra, un alt Decodes cu un Typhoon X deasupra, de data asta în control de temperatură. Și aici avem un mix cu un Typhoon GT4 DLC, cu o superbă pârâită și un Energy Ice. Superb. Auzi, Stronici, că live-ul se vede mai prost un pic, mai rău decât de obicei și se aude un pic mai înfundat. Mă, sunt fix acelea setări. Îmi pare rău să aud asta. Chiar aștept comentarii din partea voastră dacă vi se pare că live-ul se vede și se aude corect. Ce facem? Puțin mai tare vocea mea. Mai tare, păi nu, că după aia intră în ecou cu a mea. Este normal ca bateria modului pe care îl folosesc, Argon MVT, baterie integrată, să se descarce neuniform. Adică la 40% se descarcă de la 100% din 15 pufuri, după care se descarcă mai greu. Rareș, nu știu ce să spun. Modul în care modul îți arată pe display procentajul bateriei nu poate să fie chiar real. Părerea mea, să stai liniștit, să-l folosești normal, iar dacă ți se pare totuși că e ceva neregulă, întoarce-te la magazinul de unde l-ai cumpărat și eventual să faceți un schimb ceva. Ce diferențe substanțiale sunt între diametrul unei rezistențe, 2.5 sau 3.0, întreabă Joas. Este foarte simplu, nu are legătură cu TH-ul, are legătură cu bumbacul, deci diametrul decide bumbacul. Diametrul unei rezistențe trebuie să fie decis de doi factori. Wicking hole-ul, cât de mare sunt porturile de wicking, și bineînțeles baza, posturile, pentru că dacă e distanța foarte mare între gurile de aer și rezistență, nu ar trebui să fie, dar nici foarte mică,
și găurile de lichid. Dacă tu ai găurile unde trebuie să bagi bumbacul foarte mare, e clar că o rezistență de 2.5 va accepta mai puțin bumbac decât o rezistență de 3 mm și atunci o să ai o problemă cu wicking-ul. Am dat comandă de P1, vreau să-mi spui, te rog, ce lichid fructat să folosești și ce nickshot. Nu știu, combinațiile sunt începător la o săptămână de vaping. Cristian Gheață. Deci, Cristi, foarte simplu. Eu doar un consiliu, sunt sfaturi, nu trebuie neapărat să faci ce spun eu. Lichidele trebuie alese după gustul tău, cum îți plac. Eu pun Nick Salt în lichidele cu fructe, aleg asta, și pun nicotină normală în lichidele care au gust de tutun. Ce să spun, îți recomand rezistențele de 1 ohm pentru variantele tutunoase cu nicotină 6 și rezistențele de 0,5 sau 0,7 cu un singur shot de nicotină Nick Salt și ia-ți fructe de pe gustul tău, nu te lua după mine. Gama noastră de lichide momentan 7 sunt foarte bune, nu omoară rezistența, dar nu pot fi pe gustul tuturor. Dar îți recomand să le comanzi și eventual ia-le după cum crezi tu. Alor, mai departe, am un GT5 și nu mă satisface deloc. Ce putem face? Spike Andy, vino la Vapors Paradise și îți promit că în 10 minute îți vei schimba complet opinia. Dacă tu ai un Typhoon GT5 și nu te mulțumește, probabil că ai 3 probleme. Nu știi să faci un build, nu știi să faci un bumbac și probabil că ai un lichid mai puțin premium. Sau știi să faci build-ul, poate mai puțin bumbacul, deci clar, atomizorul nu e problema. RTA-ul este o platformă pe care tu îți dezvolți abilitatea de a construi rezistență, de builder, da? Dacă nu ai abilități, clar că plăcerea de utilizare a unui Typhoon se reduce foarte mult. Părerea mea, ori să te uiți cu foarte mare atenție la recenziile dedicate atomizoarelor de DL, ori să vii personal în magazin. Salut, Florin! Care este o soluție pentru bumbac? Bumbac, probabil că ai vrut să scrii, în materie de alimentare pentru sezonul răcoros și cel vară pentru a nu mai avea probleme de alimentare. Mihai Crișan. Asta e o întrebare pro. Eu am găsit soluții. În primul rând, bumbacul în atomizoarele de metal și de lei trebuie să fie cam la fel. Adică iarna se face mai fluffy, iar lichidele trebuie să le adăugați undeva între 5 și 10% PG, propilen glicol, țineți minte, doar propilen glicol, care îi va scade viscozitate și va uica mai ușor, dar atenție să nu aveți și lichigi. În același timp, vara, trebuie să înveți. Eu acum presupun că vorbesc cu un profesionist. Dacă ești un builder pe RTA, știi deja că te poți juca cu wicking-ul foarte ușor din densitatea bumbacului care îl pui în wicking port. În același timp, lichidele 70-30 de pe piața românească, din păcate, nu sunt toate corecte. Unele scriu 70-30, dar au densitate mai mică, altele scriu 50-50, dar de fapt au densitate mai mare. Fraților, e foarte simplu. Un profesionist trebuie să știe singur să se descurce cu treaba asta. Soluția mea este bumbacul și adăugarea de PG sau VG dacă este cazul. Spre exemplu, sunt câteva lichide de la Five Pounds care vin doar aromă concentrată și aroma concentrată este în full PG și atunci îi adaug doar full VG ca să-l duc către 60-40-70-30. Alor, mai departe. Salutare, cât timp se lasă la macerat lichidele voastre? Mamă, deci nu știu a câtea persoană întreabă. Băi, lichidele noastre nu se lasă la macerat, niciun lichid nu se lasă la macerat, că tocmai de aceea este lichid și nu este aromă concentrată. Doar aromele concentrate se lasă la macerat atunci când le pui bază și se lasă la macerat de obicei cât spune producătorul, între probabil o săptămână până la 2 luni. Sunt anumiți producători care specifică clar că sub o lună de zile aroma aceea care ai lăsat-o la macerat nu o să se ridice la nivelul așteptărilor tale. Sunt alți producători care fac arome supradozate, care spun că sunt shake and vape. Eu nu prea sunt de acord cu acele arome. Dar în discursul ăsta intrau doar aromele concentrate. Lichidele noastre de la ProVape, practic sunt 40 de mililitri în sticle de 60, tu îi adaugi ori un shot sau două de nicotină, dar indiferent dacă îi adaugi nicotină sau cât îi adaugi, sticla trebuie să fie plină, deci trebuie să o umpli cu bază, până un pic mai sus de etichetă. Da? Odată ce ai adăugat baza și nicotina sau una și cealaltă, îl omogenizezi foarte bine câteva minute și vei pune. Mai departe? Merită să-mi iau un mod Zelos X, având în vedere că am un paradox? Păi stai un pic, dacă ai un paradox, de ce ți-ai luat un Zelos? Și un mod Zelos,
Hai să-i spunem doar pentru opțiuni, dar pentru construcție paradoxul bate la fund. Opțiuni de ce? Pentru că Zelosul vine și cu controlul de temperatură și cu alte funcții care pot fi utile dacă le folosești, dar din punctul meu de vedere, constructiv vorbind, paradoxul este net superior unui Zelos și nu l-aș schimba cu un paradox niciodată, pardon, cu un Zelos niciodată, decât dacă mi-aș dori să folosesc controlul de temperatură. Ok, mai are cineva un Zelos X și nu e ceea ce mă așteptam. Fraților, nu știu la ce vă așteptați. Deci eu nu știu așteptările voastre, că dacă e un pod de foarte mare calitate, cum e un calibru, Crown D, și pui un lichid premium în el, mă scuzați, dar se campișă pe 99,99% din toate kiturile din lume. Dar podurile vin cu neajunsuri. Capacitatea de lichid mică, bateriile relativ mici, opțiunile, setările nu sunt avansate, încărcarea cu lichid se face relativ dificil. Deci orice kit, indiferent că e Inokin, că e Vupu, că e Aspire, nu trebuie tratat doar din punctul de vedere al gustului. Este clar că podurile, acum, în momentul de față, rezistențele de poduri sunt mai sus decât vasta majoritatea rezistențelor dedicate atomizoarelor care le folosesc, adică atomizoare cu rezistență de fapt. Din păcate, asta e realitatea unde trăim. Dar dacă tu ai un Zelos sau orice alt tip de atomizor care se numește Nautilus sau orice alt tip de atomizor care folosește rezistențe de fabrică, încearcă să folosești rezistențe mesh, lichide fructate cu aromă de calitate și încearcă să le pui în control de temperatură și ai să vezi că aroma se va duce foarte sus, dar cu toate acestea nu vor depăși un pod ca Crown D care este absolut fenomenal. Marinescu zice așa, mi-ar place un kit de la Vupu TPP să pot folosi și în MTL. Am un atomizor de Nautilus GT achiziționat curând de la tine. Alexandru, e foarte simplu, TPP-ul poate fi folosit și în MTL, pentru că tu dacă ai TPP-ul, bine, nu Matte Atomizer. Să presupunem că ți-ai luat un, cum îi zice, Vupu Drag X Pro Professional Edition, nebunie, care vine cu TPP Tank, chestia aia de plastic cu magneți, care se prinde pe baza aia metalică. Sunt tankuri pentru rezistențele de MTL Vupu, faimoasele PNP, care au și de MTL de 1.2 și de 1.0 și de 0.8, toate mesh, atenție, da? Și de 0.45 și de 0.6 și de 0.8. Nu ai cum să nu găsești o rezistență de MTL care să nu-ți placă. Deci dacă ai Drag X Pro, cu siguranță îl poți folosi și în MTL. Dacă în schimb ai Matte Atomizer, nu. Din păcate, Matte Atomizer este compatibil doar cu rezistențele TPP. Mai departe. Cum ai face un build RDTH cu CFR de fir? Fraților, după cum vedeți aici la mine pe canal, nu prea sunt RDTH-uri. Nu sunt un fan RDTH și nu am sfaturi către voi. Nu știu cum să vă explic. Nu mă găsesc bine cu ele. Nu sunt genul meu de atomizoare. Dar până la urmă, probabil că dacă o să găsesc un RDTH, wow! Sau așa cum am făcut aici sfidele, le-am zis, bă, dacă aveți atomizoare mega șmechere la care doriți recenzie, faceți un coleg, trimiteți-mi-l mie, eu o să-i dau o ochiată, deci e clar că nu o să-l fac close box, o să-i dau o privire și dacă consider că merită, îi faci o recenzie. Alora, lichidele de la Dinner Lady trebuie adăugate bază, am un Minican 1. Păi depinde, orice lichid care este short fill, deci short fill, ce înseamnă short fill? Producătorii, inclusiv noi cei de la ProVape, nu suntem producători, noi suntem rețetari. Producătorul este un faimos producător român, să-i spunem așa, Steam OK se numește. Bun, deci producătorii, din 2016 când a ieșit TPD2 care interzicea ca lichidele mari să conțină nicotină, ei au trebuit să concentreze produsul, adică să-l facă mai concentrat și să-l adauge în sticlă în cantități mai mici, în așa fel încât ție să-ți lase loc să pui un shot de nicotină, două shoturi de nicotină sau chiar trei shoturi de nicotină. În cazuri foarte rare, anumiți producători au ales să pună doar aroma concentrată în interior. Și atunci, da, vine discursul de lăsat la macerat. Dar în cazul nostru și a vastei majorități, lichidul nu este concentrat. Adică nu conține aromă concentrată, ci conține bază care a fost deja pusă într-o aromă concentrată. Da? Și asta ce înseamnă? Că el a trecut deja prin faza de macerare și e de ajuns să îți adaugi nicotină, iar dacă a mai rămas spațiu, îți pui un pic de bază și vapezi. Dacă nu vrei nicotină, pui un pic de bază cât să se vadă un pic deasupra etichetei. Da? Îl omogenizezi foarte bine și vapezi. Vapon. O să florind, dar se poate să nu mai pui deloc bază? Da. Poți să pui doar nicotină și atât? Da. Să practic să fie un pic mai concentrat gustul, nu? Da, dar nu e ok. E ca și cum ai pune o doză mai mare de delicat în ciorbă. De ce ai pune?
Că vrei tu mai mult. Nu. Nu mi se pare ok. Dacă producătorul ți-a consiliat o anumită cantitate de aromă într-o sticlă, de ce să nu-i asculți? A, deci, practic, poți să mă modifici... Exact ca la doze de medicamente. Știi, când cineva, medicul spune, domne, trebuie să iei o pastilă la 6 ore. Mori dacă iei o pastilă la 4 ore? Nu. Doar că nu e indicat. Da. Mor dacă iei o pastilă la 2 ore? Nu. În cel mai rău caz, vomiți. Nu o să mori, cu siguranță. Dar nu e indicat. Da. Am văzut recenzia cu Argus pe 1, de aceea am dat comanda după 3 minute, după care am văzut, după ce am văzut recenzia. Ok, te urmăresc de câteva zile și sunt mulțumit că ești sincer și direct. Cristian, eu sunt aici pentru voi, sincer, mulțumită modalității noastre de a face recenzii, o recenzie care este non-conformistă. Noi nu suntem profesioniști, nu facem, hai să spunem altfel. Eu nu sunt un actor, nu sunt unul de face recenzii pe bani, da? Recenziile sunt autosponsorizate și eu mă consider de meserie un vânzător, că vând și în propriul magazin, apropo, dar de pasiune gadgetist. Eu mor după gadgete. Când trebuie să vină un mod nou, mă cac pe mine, deci nu mai pot, abia aștept, da? Care asta îmi creează și un pic un dezavantaj, pentru că se întâmplă ca în momentul în care deschid o cutie recenzie să zic, wow, mamă, nu mai pot, mamă, și de fapt să mă dezamăgească după 10 minute, 20 de minute de recenzie. Sinceritatea față de voi este... genuină, este pur și simplu originală, pentru că așa sunt și în magazin și în viața de zi cu zi și aici pe ProVape, inclusiv live-uri. Este normal să fiu așa, pentru că eu trăiesc de pe urma voastră, iar nu uitați că acest canal nu este sponsorizat de nimeni, în afară de donațiile care le faceți voi și pentru asta chiar vă mulțumesc, în afară de abonații premium care sunt foarte mulți față de așteptările mele și îmi doresc să fie și mai mulți, toate recenziile sunt plătite din buzunarul propriu, toate modurile sunt cumpărate, finanțat de mine și încerc să fac o recenzie cât mai corectă față de un consumator care aș putea să fiu tot eu. Iar dacă un mod it's shit. Ideea este alta, că o parte din subscriberii ProVape chiar mi-au adus la cunoștință, bro, că în ultimul timp ai cam dat că toate sunt bune și am o explicație de ce. Acum, vreau să înțelegeți un lucru. Recenziile sunt plătite, adică eu plătesc produsele, îl mai plătesc și pe Laur, plătesc și chirie în locația asta. Asta ce înseamnă? Că eu am costuri foarte mari. Iar un produs, ca să apară pe canalul meu, trebuie să aibă 3 calități sau 3 defecte. 1. Trebuie să fie mișto. 2. Trebuie să dea aromă bună. 3. Trebuie să aibă un preț competitiv cu piața ca să putem să-l vindem și noi. Sau trebuie să fie una grande merda, adică un căcat, un device nasol rău de tot, care chiar să merite să-i fac o recenzie, să plătiți din buzunar, să vă zic, fraților, așa nu, dau cu ciocanul în el, adică atenție, nu-l cumpărați sau atenție, nu faceți prostia asta. Dar în ultima perioadă trebuie să recunosc că, cel puțin cu ce am intrat eu în contact, au fost device-uri foarte ok și n-am de ce să le caut nod în papură. Bine, normal că sunt și excepții, dar nu au fost excepții atât de mari încât să le fac o recenzie mega negativă. Că nu am avut de ce. Ultimile bombe de aici, de pe canal, au fost Dotmod și Vaporeso. Dotmod a fost și surpriză din partea mea, că nu mă așteptam. Vaporeso deja știm că nu e la, nu știu, al treilea sau al patrulea flop. În sfârșit. Sper că am fost foarte clar. Deci, pe acest canal, pe lângă cerințele voastre, pentru că, din păcate, nici voi nu sunteți foarte mulți, că dacă mie îmi spune unul, bro, vreau și o recenzie la un atomizor. Ok, îl iau în calcul, dar dacă îmi spun 10, 20, 30, fraților, chiar dacă nu e comercial, adică nu e comercial înseamnă că nu pot să-l cumpăr la preț de distribuție și să-l vând și eu la preț normal către client, adică să câștig și eu 15 lei. Chiar dacă nu este comercial valabil din punctul meu de vedere, tot o să-l cumpăr și tot o să-l fac recenzie pentru că voi mi-ați cerut. Dacă mie îmi cere 1 din 11.000 de abonați, ce să fac? Așa că totul depinde de voi. Mulțumesc, Cristian! Mulțumesc pentru donație. Fiecare leuț, apropo, să știți că banii de pe YouTube momentan nu mi-au intrat în buzunar, nici măcar nu știu cum să fac să-i scot. Habar n-am. În sfârșit. Vapon. Banii de pe YouTube deja sunt, deocamdată, sunt cam o glumiță. Da, da. Cred da. Că nici 100 de euro nu s-au adunat. Nu, sunt un pic mai mulți. Da? Da. Da. Poți să-mi cumpăr online moduri sau lichide de la voi de pe net? Normal că poți să-ți cumpăr online. Atenție, noi pe vaporsparadise.ro nu avem produse care conțin nicotină și nici nicșoturi. Pentru a ne feri de minori, ca minorii să nu poată să intre în posesia lor. Dacă vă doriți produse care conțin nicotină, inclusiv nicșoturi,
la sfârșitul comenzii apare o notă, note, unde poți să ne trimiți un mesaj. Oricum, orice comandă vine confirmată de mine personal sau de Elisabeta sau de nou angajată Crina. Și în momentul în care o confirm, adică să ne asigurăm că sunteți majori și că ați dat acea comandă în cunoștință de cauză, vă întrebăm și dacă doriți nicotină sau poate chiar dacă doriți lichidele să le pregătim. Zaa Beta a primit cadou calitatea de membru. Yeah! Membru premium Adrian Cojocaru a început să arunce cu oferte. Adrian, fără număr. Am primit și o donație de 20 de lei de la Cristian Cheță. Da. I-am mulțumit deja. Da. Sunt diferențe extrem de mari între un atomizor high-end Typhoon și un atomizor normal Zeus RTA? Bună întrebare! Fiți atenți acum, da? Da, sunt foarte mari diferențele, dar acum vreau să vorbim clar cu exemple aplicate, nu teoretice, că acum nu mai vorbim de bani, da? Un atomizor RTA poate să coste 2-3-500 de euro și un atomizor normal made in China poate să coste de la 50 de lei, probabil la 7-800 de lei, made in China, da? Bun, eu am un client aici în magazin care nu e sărac deloc. Tratează aur, tratează diamante, dar e un om calculat la fel cum e și la aur, da? Bro, e ca de buzunarul, de un an de zile mă amenință că își cumpără un Typhoon și tot, că hai că îți dau avans, hai că nu știu ce, hai că vine aici, trage, mamă, știi cum face? Bă, plânge, trage din Typhoon și mamă, nu pot să cred. Dă chitros ce e să nu dea 7-800 cât costă un Typhoon. Și-a luat un atomizor, că a auzit el pe recenzii, apropo de recenzii de la alți review-uri de aici de pe internet, o să mai discutăm de aici, de pe YouTube, da? Că a auzit el că e un mega atomizor, că l-a făcut unul de face recenzii până America, dar are nu știu câte sute de mii de subscriberi. Florin, că o să vezi cum o să fie. Zic, bine, bro, ce să zic, hai că vii, îl facem, îl tregem, dar să fii atent, îl facem cum facem un Typhoon. Punem o rezistență de 0.43 hibrid și facem exact cu bumbacul ca la Typhoon, cu rezistența de la Typhoon, cu lichid de Typhoon. Janghina, nimic, zero, căcat. Păi nu, acum zicea, hai să facem cum a făcut el în recenzie. Dă-i, păi, ia rezistență, exact ca la el în recenzie. Același bumbac și mult mai precis. Apropo, am clipurile filmate, o să vi le trimit aici pe WhatsApp, să vedeți că nu vorbesc prostii, da? Bă, lucrat comedio comanda la milimetru, nu face nimeni în lume așa ceva, da? Nimic, bășină. Știi ce a zis? Bine, că nu e la primul atomizor de 200 de lei care regretă că l-a cumpărat. Ce bă, prost să bă făcea. N-are mă nicio legătură. Și am pus așa, i-am pus. GT4 DLC. GT5. Mai am pe aici un GT4. Unde ești? Uite-l aici. GT4. Da, toate astea le-am dat. Bă, a stat o oră în magazin și dacă n-a tras de ele și dacă nu dădea ochii pe străcap și zicea, gata mă, n-am ce să fac, dă-mi și mie un GT4 2023. Și după aia a venit răspunsul meu. Nu mai am, s-au vândut. În sfârșit, în ziua în care s-a decis să-și ia un Typhoon, out of stock. Da, sunt foarte mari diferențe între atomizoarele high-end și atomizoarele chinezești. Asta nu înseamnă că atomizoarele chinezești nu sunt de luat în seamă, ca să ne înțelegem, da? Dacă tu nu ai experiență în build și vrei să-ți cumperi un atomizor tocmai pentru a putea experimenta și nu vrei să dedici, eu știu, 400, 500, 700, 1000 de lei unui atomizor, ia-ți un atomizor chinezesc. Dar setează-ți corect pretențiile. Pentru că s-ar putea ca pretențiile tale să fie foarte sus, pentru că îi vezi pe ea pe YouTube că fac, mamă cât de bun e! Și s-ar putea ca pretențiile tale să nu fie deloc satisfăcute. În sfârșit, sper că am fost destul de clar. Florin și Laur, vă cer părerea despre părăit în dual coil, deoarece am un Zeus XRTA, merge perfect și sunt foarte mulțumit. Pe Zeus XRTA nu îți reconciliez în nicio formă o dual părăită, eu îți recomand o singură rezistență. Am făcut pe Zeus X un hibrid de 0.43, fraților, cu 4 spire, bă, s-a terminat cu șmecheria. Problema care e că atunci când pui o rezistență, ți-e mai greu cu icking-ul, că trebuie să fii pro, pentru că baza de la Zeus XRTA cere mult bumbac și dacă tu pui doar o rezistență de 3 mm, intră mai puțin bumbac. De două ori mai puțin decât la două rezistențe. Și trebuie să fii un pic atent cu bumbacul să nu curgă. Cine? TOS, mulțumim mult de tot. Ce-a făcut? 5 calități de membru premium. Woo! Teo! Bro, welcome back! Fără număr, luați membrii premium de la toată lumea. Fraților, asta se numește o comunitate. Ce pot să vă spun? Eu vă mulțumesc că existați. Bă, nici nu mă interesează că suntem 15, că suntem 150, că suntem 5 miliarde. Important e că suntem uniți, important e că nu ne bârfim, important e că ne ajutăm unii pe alții. Dacă vreți părâite, vă învăț părâită, dar să știți că părâita nu este un scop în sine.
poți să vapezi liniștit și fără pârâită, ca să ne înțelegem. Doar că dacă tu ești un extremist, bă, dacă vrei, hai să zicem, paralele este între supercarul, hipercarul, da? Pârâită este un hipercar. Dar nu toată lumea pentru hipercar, că dacă vrei să te duci la piață să-ți iei un sac de cartofi, nu te duci cu hipercarul, da? Așa că, uite hipercarul, da? Când vrei să, uite, eu când mă duc la sală, îmi iau pe unul cu mine, jur că mai intrag și un de ăsta. Uite, un nasty juice, pac, pac, un nasty fix, la revedere. Strangers Mode, da? După ce m-am certat la telefon vreo 30 de minute cu Marco, cu Marele Belmonte, taram! Fraților, mi-am adus și cântar să-l cântăresc, mă. Știți cum arată? Flawless! Flawless motherfucker! Scrieți-mi în comentarii, acum, vreți recenzie la el, da sau nu? Vreți să facem o recenzie dedicată? Aștept comentarii. Să bubuie secțiunea de comentarii. E nebun. Ești nebun, ești nebun. Băi, s-au mai donat încă 10 membership-uri, tot de Teo ăsta. Băi, măi Teo, măi, ce faci acolo? Mulțumim. Cumpără-l liniștit pe unul că e foarte tare. Cumpără-l liniștit. Just Music. Cumpără-l liniștit pe unul, e un pod corect, bun. Pentru prețul lui, plus că sunt foarte multe rezistențe, frate. N-ai cum să nu găsești una să zici, wow, pune și un lichid bun. Am primit membru, premium. Bravo, mă, bravo, Rulcoi, bravo. Tot chat-ul e. Dacă mai arăți moduri din astea, s-ar putea să schimb părerea. Da, cu 5. Bro, ai dat și cu 10. Nu, mă, Adrian Cojucaru. A văzut că ai donat, da, poți dona. Adrian Cojocaru mi-a cerut exact, un favor să-i dau un mod printat 3D din colecția mea. Și că, frate, nu, bine, hai să spun așa, eu nu știu posibilitățile tale financiare, m-aș bucura foarte mult să-ți permiți un mod de 1500-2000 de euro. Ideea este că te doare în suflet, frate, să-l iei zi de zi cu tine, să scadă pe jos, că mie mi-a și căzut pe jos unul din ele, mă duceam să fac o livrare, a rătăcit o adresă, Elisabeta, așa trebuie să fac eu o livrare personală și în momentul în care am întins coletul către client, mi-a căzut din buzunar un mod de 2000 de euro. Brusc nu mai făcea 2000 de euro, dar în sfârșit, cred că am mai spus asta odată pe live undeva, dar în sfârșit, nu spun să mă dau mare, pur și simplu mă dau mic, că mi-a părut rău, de merea să plâng, în sfârșit. Confirm cu trasul din DLC, chiar astăzi am testat lichidul din el, este demențial. Da, este adevărat, este... Deci, din punctul meu de vedere, Typhoon GT4... Typhoon GT4, vabbè, ăsta e modelul vechi din 2017-2018, Typhoon GT4 după 2019, Typhoon GT5, Typhoon GT4 2023, nu-l mai ai că l-am... Fraților, mi-au ciordit și atomizorul meu, mi-a zis, păi nu, că dă-mi-l pe al tău. Întrerup această transmisiune pentru că Teo a mai dat încă 5, nu știu... Teo! Frate Teo, dar ești tu mă că poate e vreun copil la butoane să nu-ți ia bani din conturi. Ești tu, nu ele, că mi-a scris mie pe oată. Ți-a scris e? Da. Fără cuvinte. În sfârșit, spuneam de Typhoon-uri. Băi, sunt atât de sus, dar setate corect. Adică setate corect. Băi, nu e dificil să setezi corect un Typhoon, doar că eu am găsit chichițu. Adică dacă tu pui rezistența corectă și alimentată corect cu un bumbac premium care să nu afecteze gustul lichidului și folosești lichidul tău cu care tu ești obișnuit, tu ai să notifici o mare diferență între atomizorul clasic, RTA, și un Typhoon. Dar nu vă imaginați că e, da, cum să spun eu, nu e diferența ca între alb și negru. Este doar diferență. E diferență mare pentru oamenii, hai să-i spunem, somelieri în vape. Pentru că un somelier în vape își dă seama inclusiv că ai schimbat baza. Spre exemplu,
Eu aici am baza clasică pe care o folosesc în lichidele marcate ProVape, iar aici testez o bază premium. Fraților, știți cum e baza premium? Dincolo de costuri, că e de 8 ori mai scumpă. Uite, Laur nu știe. Laur, nu, cam dată nu a tras. Este mai rafinat. Exact ca un parfum scump. Parfumul scump nu doar miroase bine. Rafinatețea unui parfum scump vine și din ambalaj, vine și din designul sticlei, dar vine clar din miros, că de-aia îl cumperi și dai 200-300 de euro pe el și nu dai, eu știu, 100 de lei, că dai pe o imitație, da? Este clar că următorul batch de lichide care o să-l scoatem probabil către vară, o să conțină această bază, e extraordinară și clar că o să o folosesc. Știi să existe vreo diferență de gust între Typhoon GT4e și Typhoon GT4? Zapto 01. Este o diferență de gust, dar este o diferență mică de gust și doar din faptul că e mai mic și atunci gura este mai aproape de locul unde vaporizează rezistența și este normal că este un pic mai intens aroma. Dar GT4e nu a fost produs pentru a fi mai intens aroma, ci a fost produs pentru că și-au luat un pic de head din cauza diametrului atomizorului. 25 de mm e un pic mare și te limitează în materie de moduri. Nu toată lumea își dorește moduri mari sau mod 21700. Și atunci au scos GT4S pentru că este pe 23 de mm și este un pic mai scurt și merge pe un SBS Dadio. Alexandru Pătrașcu, mulțumim pentru donație. Indiferent că donați un leu sau 1000 de lei, pentru noi aveți același sentiment pozitiv și mare dragoste pe care vă trimitem. Apropo, el ne spune de faptul că să facem un server de Discord. E complicat. Dar la ce ne ajută? Vreau să știu la ce mă ajută un server de Discord. Discordul e un fel de social media mai privat, nu știu cum să zic. Unde poți să faci live. Cel care dorește să-mi bage ideile astea în cap, chiar îl rog să-mi dea un telefon în privat. Aveți numărul meu de telefon sub fiecare episod posibil de aici, de pe ProVape. Sună-mă și să stăm de vorbă, pentru că eu nu știu ce poate să-mi ofere un Discord, și pentru că dacă mie îmi consumă foarte mult timp pe care eu nu-l am, prefer să rămân așa cum sunt. Da, îți consumă. Nu, atunci, da, în sfârșit. Îți consume, va trebui cineva să se ocupe. Uite, Teodorescu Alexandru, confirmă încă o dată, P1, da? Zice, am Lici Ice pe P-ul 1, Lici Ice fiind de la noi, de la ProVape, eu am Vapa 30 de mm și încă rezistența se ține bine, 0.5 ITO. N-ai cum, deci 0.5, din punctul meu de vedere, aveți grijă, că e un pic... P1 dă cu putere foarte mare în 0.5. Ideal ar fi fost să fie 0.6 și atunci dacă tu o vapezi un pic prea intens, ar putea să-ți dea dry. Adică aveți mare grijă cu 0.5. Ideal e 0.7. Dar 0.7 nu e la fel de aromat ca 0.5. Ito. Alora, sunteți cei mai tari. Explicații, corectitudine. Bă, mulțumesc frumos, Dani B. Iar dacă nu suntem, poate e din greșeală. Adică intenția noastră este doar pozitivă către voi. Iar dacă stau până la ora asta în magazin și îmi las copiii acasă singuri, o fac doar pentru voi, da? Credeți-mă, eu sunt surprins de toate donațiile, de tot ce se întâmplă aici pe live, dar nu este scopul meu. Exact așa cum, acum foarte mulți ani, nu știu dacă câți dintre voi cunoaște compania Kirby, vindeam aspiratoare. Iar fostul meu șef, care mi-a fost șef pentru o lună, mi-a spus, băi, tu la muncă trebuie să vii de plăcere, iar consecința muncii tale să fie banii, nu să vii la muncă pentru bani, adică să nu vii la scârbici, mai pe românește. Și eu la început mă scandalizam, bă, cum să nu vin pentru bani? Eu cu ce îmi plătesc transportul, benzina, mâncarea? Normal că vin pentru bani. Mult mai târziu am înțeles, în momentul în care tu înțelegi că banii trebuie să fie o consecință a muncii pe care o depui, ei vin mult mai mulți, pentru că vii la muncă de plăcere. Iar faptul că noi aici suntem la ora asta pentru voi, o facem de plăcere. Nu facem de nevoie. Și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. 160, 170, 150. Thank you. Thank you all. Ce servisabil de buget recomand pentru un începător? Cum era la 24? Avem mai chiar aici pe canal. Precizio 24 Pro. E un atomizor foarte bun. Nu e wow, dar nu e nici scump. În jur de 250 de lei dacă îl găsești, poate chiar mai ieftin, că nu e un foarte, foarte nou atomizor. Băi, dar are top fill, prin slide, foarte ușor. 24 de mm, intră o grămadă lichid în el. Baza ușor de construit. Inel mare de aer, poți să-l faci un restricted direct inhale.
crede-mă că e mișto. Precizio 24 Pro. Precizio, stai să-l și arătăm un pic. Uite, o să fac o magie, Laur, să vă tragă și o imagine. Da, avem recenzii aici pe canal, pe ProVape. Dăm website-ul, Doamne, ne ajută să ne facem o armată. Uite, nu? Asta e. Precizio. Da. Și frumos atomizorul, ca să nu mai zic. Frumos, da. Da, da, și frumos, și capacitate mare de lichid, și muștuc frumos, și slide pentru... N-am ce să-i spun. Ok, nu e o high-end, adică high-end ce înseamnă? Nu are materialele cele mai șmechere, nu o să găsești cele mai șmechere șuruburi, nu te aștepta la o aromă jos pălăria, dar, bro, e bun. Pentru un made din China, e bun. Chiar dacă nu sunt un membru premium, cum intru în posesia lichidurilor voastre să le trec prin Typhoon-uri? Foarte simplu, intri pe vapersparadise.ro, cauți în search bar ProVape, da? Și te duci la lichide. Oh my god! Oh my god! Teo! A trecut la Premium Ultra. De 3 luni chiar ce ai. E de 3 luni. Băi, care lipsesc, nu știu și ce pierd. Da, e foarte tare. Vezi că sunt unele care sunt mesaje și unii, cum să spun, donează ca să le apară mesajul lor, altfel să le citești mai repede. Ai înțeles? Asta e ideea. Da. Ok. Ești incredibil, Teo, zice Mihai Teodor. Ce să mai zicem, bro? Deci, până la urmă, veniți aici pe live și vă treziți cu cadouri. Ia lăsați-vă adresele, poate trimitem și ceva atomizoare. Da, ce să zic, îmi pare rău că nu se mai găsește Precizio 24 Pro, dar... Poate totuși mai găsiți pe undeva? Teo. Deci ăsta a început să arunce, Doamne, băi frate, ce faceți fraților aici? Deci eu nu cred așa ceva. Brunhilde. Da, l-am testat personal, nu am făcut recenzie pentru că am considerat că nu merită. Nu mi-a plăcut deloc. Hai să zicem, e un atomizor ok, dar nimic ieșit din comun. Imediat. Da, am testat varianta MTL și varianta DL de la un client, dar nu mi-a plăcut niciunul nici celălalt. Salut, Florin, poți să-mi recomanzi un lichid cu aromă de tabac mai bun calitativ decât Flavor Madness? Folosesc 03 și un Nautilus 3, Typhoon pe mesh, 03 și 07, babe. Deci, ia-ți un pure tabaco, pune 2 shoturi de nicotină minim, pentru că el a fost tunat pentru 9 mg, dar tu poți să-l faci și 6. Vapează-l pe 0,7, dacă nu chiar 0,3, dacă îți place cald. Pune-l în temp control, pune-ți modul în temp control și o să fii surprins. Este o aromă de tutun corectă, cu TH corect din partea unei rezistențe 0,3 sau 0,7, iar dacă îl pui în temp control e și mai bun. Cred că sunt și eu membru premium acum, nu știu cine mi-a dat. Cred că Teo, de la Teo mi-a venit. Cineva ți-a dat? Oh my god, te-a făcut membru premium. Da. Sunt și admin și membru premium. Fii atent, facem așa. La următoarea recenzie, așa. Dacă faci o mega ilustrație la mega modul ăla, îți donez eu un membru premium ultra. Ok. Despre ce vorbim? Alora, ce părere despre lichidele Just Juice? Mario 23. În primul rând, dacă acest canal este sponsorizat și dedicat ProVape, mi se pare onest să vorbim de lichidele noastre. Just Juice, în schimb, sunt niște lichide foarte bune, doar că eu tind să nu dau părerea despre lichidele altor companii. Mi-e foarte greu să dau părerea pentru că oricum este foarte subiectivă. Just Juice a făcut parte și din portofoliul nostru. Din păcate, momentan nu mai sunt pentru că sunt greu de găsit, dar sunt niște lichide premium de bună calitate, nu am ce să zic. Doar că... Stai un pic. Vasi Noriega. Te cheamă cumva Răzvan, cumva? Îmi sună foarte cunoscut username-ul ăsta. Da, și mie. Mi se pare foarte cunoscut Vasi Noriega. La ce oră începe live-ul? Iulia începe la ora... Please, punem 3-4 VP ce nu le-a recomandat niciodată. Nu înțeleg. Maxim Mostovei, please, spune 3-4 vape-uri ce nu le-ai recomandat niciodată. În primul rând, ultimul model de Dot Mod, ai o variantă aia de plastic. Aveți recenzii aici pe canal,
mult sub așteptările mele, și constructiv, și pe aromă, din păcate și pe preț. Cred că acel mod trebuia să coste undeva la 50% și să ai posibilitatea să folosești și alte rezistențe mai aromate și atunci e ok. Al doilea, din păcate, Vaporesso. Vaporesso Go, cum îi zice, Go la 40, Go 80, sunt niște produse care eu le-aș declara ilegale și scoate de pe piață. Și al treilea, nu știu ce să zic, am mai avut niște deziluzii, dar, nu știu, mai întrebați-mă voi aici și dacă mi-aduc aminte, că am și un lapsus în momentul ăsta. Dacă mi-aduc aminte, imediat vă spun dacă merită sau nu să trecem în top 3, feriți-vă de ele. Stai un pic, Florin. Adrian, te ia zi, ce se aude cam încet? Aștept să-mi zici, eu este un delay, stau cu tine aici până îmi spui exact ce se aude încet. Stați un pic, aveți răbdare. Iar TOS a mai dat un membership. Am mai avut și o donație de la Adrian Coșocaru într-un timp de 10 lei. Mulțumim foarte, foarte mult. Și de la Daniel Roatis, la fel o donație. Mulțumim foarte, foarte mult. Ia zi, zi Adrian, te, ce se aude încet? Ce, mami? Zim ce se aude încet. Ia zi. I-am dat microfonul mute lui Florin, suntem doar noi doi aici. Trebuie să vorbesc ceva. Trebuie să vorbesc ceva, îmi pare rău. Scurtul Antonio, salut Florin, am și un mod Inokin Chroma, cu am probleme cu baterie 21700, cele 18650 cu adoptorul din cutie merg. Nici un 2700 nu funcționează, am bateria full, îmi apare că e descărcată. Ce baterii 21700 ai? Dacă folosești T30, mi-e greu să cred treaba asta, dacă folosești alte baterii, e posibil să ai probleme. Spune-mi ce tip de baterii folosești. Al treilea build din viața mea mi-a ieșit o părâită, chiar ok. Mă bucur, Roll Coe. Bravo, felicitări. Este ca pod cel mai bun, mai bun pod decât Crown D? Nu. Crown D este, uite, îl avem aici. Crown D, din punctul meu de vedere, este inevapabil de bun. Țineți minte ce vă spun. Exact ca penisul ăla care e atât de mare, dar nu te poți folosi de el. Atât ai de bună rezistența asta de 0.3 de la Crown D. Este atât de aromat că deseori nu poți să-l folosești, e prea mult gust, îți face gura pungă, mai ales dacă folosești lichide foarte aromate, ca să ne înțelegem. Dacă tu nu mă crezi, eu pot să fac un pariu. Cumpără un Crown D sau poate vină la mine în magazin. Și dacă nu te impresionează rezistența de 0.3, ți-l fac cadou. Tocmai am primit încă o donație de la Just Music. Mulțumesc frumos. Mulțumim pentru donații. Mulțumim frumos, Jazz Music. Salut băieți, am stat până acum în umbră, îți savurez fiecare sfat din partea voastră, succes în continuare cu live-ul. Mulțumesc, George. Am o veste proastă și o veste bună în același timp. Cum preferi să vă dau? Prima dată, hai să dăm prima proastă. Da. Așa. Rezistențele hibrid de 0.43 din păcate nu se mai produc. Nu știu pentru cât timp, dar Vendivate a decis să nu le mai producă. Vestea bună e că le-am cumpărat eu pe toate. Adică tot ce am găsit în Europa disponibil, am cumpărat. Așa că avem pe stoc. Păi câte? Multe. Pentru cât timp? Nu știu. Eu mă rog la Dumnezeu ca până când termin eu stocurile, să pot să găsesc un alt înlocuitor cel puțin la aceeași calitate, dacă nu chiar mai sus. Ce recomanzi între Pioneer 1.5 sau Shure RTA? Fraților, mie Pioneer îmi place foarte mult cum dă, dar nu-mi place cum se builduiește, pentru că este foarte dificil și nu-mi plac nici filetele la el, dar ca aromă îmi place. Shure RTA e mult mai ușor de builduit, mai greu de uicat, dar mai slab un pic pe aromă. Dar ca design, Shure RTA îmi place mai mult. Hai să spun, într-un fel pot să trag un egal între ele două, dar îmi place mai mult Pioneer-ul cum reda aroma și îmi place mai mult Shure cum se construiește și cum arată ca design. E superb. TOS, mulțumim pentru cei 3 euro. Ești absolut nebun. Na, că acum luăm și euro. Da, yes! Luăm și euro. Mulțumesc, Teo. Avem o întrebare, Florin, de la Kidzor, care a repetat-o și tot am sărit-o din greșeală. Și anume, trebuie făcut ceva în plus unei rezistențe părâite făcute în mod direct față de ohmetru și la câți vați trebuie lucrată direct pe mod? Ok. Am o altă întrebare care Ben Maldan. Cum facem rost de lichide ProVape în străinătate? Fraților, din păcate nu am această posibilitate. Eu nu am un acord semnat cu un transportator, un curier care să poată să ajungă direct în străinătate. Ce pot să vă spun? Că pot să le trimit doar prin DHL
cu costurile pe care trebuie să le plătiți voi și din păcate nu sunt mici, între 40 și 60 de euro. Dacă aveți în schimb rude aici în România, puneți-le să dea comandă cu plata la ramburs și să vă facă el un pachet, că altfel nu am găsit nicio soluție, cel puțin momentan. Pentru că noi suntem un magazin micuț, suntem în creștere, dar suntem micuți, transportatorii nu ne tratează special, ne tratează ca aproape un client normal și atunci momentan nu am găsit soluția să trimitem marfă la un cost eficient, să înțelegem, că până DHL poți să-ți trimiți și ieri, dar la costuri îți cade plombele, în sfârșit. Așa, hai zi-mi... Ciao Ondi, Ondi din Germania, ciao bello. Apropo, a venit și aici să ne cunoască Ondi. Da? Foarte drăguț. Părăita, vorbim de părăita. Zim cu părăita pe modul, făcută pe mod, nu pe ohmetru. Părăita pe mod se obține mai greu pentru că... Așa, și la modul, câți vați? Modul când apeși pe buton ia și alte funcții, nu doar switch-off. Dar dacă tu te descurci, vatajul care trebuie să-l folosești este direct proporțional cu vatajul la care îl vapezi. Dacă faci o părăită de metele 19-25 de vați, dacă faci o părăită pe DL, eu știu, 30-35 de vați. Dar atenție, eu îl fac la puteri mult mai mari pentru că am rapiditate în deget. Problema e că dacă tu apeși repede pe buton, modul ia funcții și trece, eu știu, în meniu sau poate chiar dă switch-off. Eu vă recomand un ohmetru. Din păcate, eu n-am găsit un ohmetru ever care să aibă un fire button diferit de butonul de meniu. Adică să-i dau un milion de atingeri de fire și fără să se oprească sau să ia alte funcții. Când o să-l găsesc, o să cumpăr toate stocurile din China și vi le pun la dispoziție. Teo, mulțumesc încă o dată pentru toate ofertele, toate donațiile. Ce ofertă? Ofertă, uite, a oferit cadou o calitate de membru premium, nu? Nu e ofertă? A oferit cadou. Cadou. Bine, te-ai mulțumim emoționat. Că oferi cadouri în numele nostru. Mulțumim, Teo. Da. Ai ceva kit asemănător cu pe unul, dar cu reglare de putere? Nu. Nu, nimic. Dacă, Cristi, dacă ți-aș un transportul, eu îți trimit ce vrei tu, jumătate de magazin, nu e nicio problemă. Dar ține minte, din păcate o să te pun să mi-l plătești în avans transportul, fără supărare. Adică, știi ceva, facem așa. Sună-mă pe numărul meu privat, sună-mă pe WhatsApp, că bănuiesc că ești în afara țării și să nu te coste mulți bani și găsim o soluție de comun acord. Promit. Dor urechile, frate. Dalia! În sfârșit, o doamnă sau domnișoare printre noi. Vape on! Ce vapezi, Dalia? Scrie-ne și nouă aici al mesajului, ce vapezi? Crezi că podurile vor depăși în viitorul apropiat RTA-urile strict la aromă? Vasi Noriega, asta este o întrebare foarte calificată. Eu consider că deja le depășește. Pentru că voi nu înțelegeți un lucru. Acasă, șansele ca tu să obții dintr-un RTA ce obținem noi aici într-un magazin pro sunt foarte mici. Pentru că ai nevoie de foarte multe chestii. Ai nevoie de sârme corecte, ai nevoie de ohmetru, de bumbac, de multă tehnologie și foarte multă experiență. Mulți dintre voi nu au nici timpul de acordat să-și facă această experiență. Poate nu au acces la bumbacurile la care noi avem acces, poate nu au acces la ohmetre sau poate nu au răbdare, pur și simplu. Da, eu consider că a cumpăra un pod cu rezistența asta de 0.3 de la Crown D este cea mai comodă modalitate de a avea maximum de aromă. Sincer, mi se pare foarte exagerată aroma în acest pod, mult prea dulce, cel puțin pentru gusturile mele, dar majoritatea dintre utilizatorii de Crown D sunt super mulțumiți. Sony VTC6A, dar cu orice baterie de tip 21700, are momente când merge sau când nu merge. Nu mai folosiți, Curtul Antonio, nu mai folosiți Sony VTC6A, din păcate sunt un flop, sunt 90% din baterie de pe piață, sunt clone, nu sunt originale. Nici eu nu le mai vând de foarte mult timp pentru că m-am lovit de probleme foarte similare, cu aceeași problemă care a avut-o tu, se oprea modul pur și simplu. Folosește doar Samsung T30. Sunt cele mai puțin clonate, tocmai din cauza faptului că au doar 3000 de miliamperi și chinezii nu clonează acumulatori care nu sunt foarte căutați, pentru că mulți dintre voi căutați capacitate, nu putere, și vă luați 4000, vă luați 5000, dar nu știți că un acumulator, cu cât are capacitatea mai mare, cu atât are putere mai mică. Și atunci, dacă ți-ai un 4000 sau un 5000, nu o să poți să vapezi la 50-60 de bați, că n-ai de unde. Și atunci se oprește modul, sau pur și simplu bateria se încinge și vei pierde diferența de capacitate prin defectul Joule. Și atunci tot la T30 te întorci. Cumpărați-vă Samsung T30. Momentan
este cel mai capabil acumulator pe 21700. Sunt în teste avansate și cu alte baterii. Teste care durează de câteva luni, foarte bune, dar momentan, până când ea nu dă, până nu am data sheet-ul complet, până nu l-am stresat, până nu i-am văzut și numărul de cicluri, eu nu o să aduc în număr foarte mare. Sunt baterii de la Molicel care sunt baterii 100% peste Sony, dar din păcate nu la fel de bune ca un Samsung, dar la prețuri un pic mai bune. Și când spun la fel de bune, vorbim de putere. Puterea unei acumulatori înseamnă capacitatea lui de a-ți dea foarte mulți amperi pe termen scurt, adică să scoți dintr-o baterie de 3000 mAh 100 W. Poți să faci asta liniștit dintr-un T30 de la Samsung. Ok, mai departe. Am doar atomizorul Nautilus GT și mă gândesc să cumpăr de la tine următoarele zile un Drag X Plus Pro sau ceva mai bun până într-un buget de 100 de euro, 100 de pounds. Băi, eu chiar îți recomand X Pro, dar este un delay. Este un delay excelent, să ne înțelegem. Preț versus calitate, VUP-ul cu acel kit este aproape imbatibil. Mai ales că are și electronică inteligentă și mai ales că e și 21700, mai ales că pe atomizorul ăla poți să pui și cartușele de MTL, deci n-avem ce să zicem, mai toate opțiunile, cumpără-l cu ochii închiși. Pasi Noriega, sunt posesor de iPhone X, dacă m-am plictisit de bumbăcit, merită să-mi cumpăr un Crown D? Da, dar nu o să-ți placă ce obții. Alo. Teo. iPhone X e un atomizor foarte mișto. Păi, fii atent, am o idee. Teo, când iei tu pauză, eu spun numele ultimuia care a adunat așa în continuu. Teo. Deci, dacă te-ai săturat de bumbăcit, ia-ți un Crown D. Dar aroma din Crown D e mult prea exagerată și nu e precisă. Este doar căcălău, bro. E pur și simplu. Îți aruncă ligheanul cu aromă. Deci, pur și... Bă, îți umple gura de aromă. Deci, la un moment dat o să zici, nu mai poți să-l vapezi. Eu când iau Crown D-ul după mine, mi-au întotdeauna un tutunos după mine. Pentru că trebuie să-mi taie... Bă, nu e greață, dar e prea mult. E ca și cum ai mânca la main course prăjituri. Prăjitura se mănâncă la sfârșit, nu? Mănânci tu o friptură main course. Corect. Te susțin, așa este. Teo, încă 2 euro. nu-mi plac. Așa. Nu-mi plac, dar o să aveți o surpriză, că Laur tocmai a făcut ilustrația de la un all-in-one cu Borotank, care mie mi-a plăcut și lui nu. Și a fost așa, o ceartă între noi doi. Da. Auzi, crezi că să vă schimba materiale de Viking pentru RTA? N-am înțeles întrebarea, scuză-mă. Crezi că se vor schimba materialele de Viking? Viking, da. De Viking pentru RTA? Cum adică? Așa se scrie Viking? Bumbacul? Bumbacul. Nu, bumbacul, cred că tot bumbacul. Bumbacul să rămână întotdeauna bumbac, dar mai sunt și atomizoare. Ai încercat cu vată? Nu încerc să fac experimente. Pentru că am bumbac călău, deci aș pune vată. E ca și mai spune, bă, am rămas fără benzină, hai să băgăm ulei. Poate e mai bună apa. Vata. Uite-mă, o să fac acest experiment. Poate ești la munte și... Eu folosesc arome de fructe aromate. Eu îmi doresc arome de fructe aromate, ca și cum aș vapa dintr-un L-bar. Deocamdată nu am scos asta din California X. Poate nu am avut parte de lichide premium. Bro, nu vreau să te super pe mine, dar nu compara niciodată un California X cu un L-bar. Nu. Dacă tu nu ai ajuns ca din acest atomizor să scoți un gust proporțional cu el bar sau mai bun. Băi, sincer, deci, contează lichidul, dar e vorba de bil. Stați un pic. Dragilor, fiți atenți. Este un... iar ne-a dat eu, sunt încă un membership, dar... Teo, fratelo, poate ți-ai uitat degetul pe buton. Fii Florine, mai atent. Hai să spun ceva. Este cineva care are numele, nu l-are afișat. Și mie mi-apare ca spațiu. Da, și mie la fel. Și în momentul în care eu fac lista cu membrii, la finalul clipului, am un spațiu mereu și tot timpul cream, băi, e o greșeală ceva, știi? Și de fapt e el. Și de fapt e cineva, băi, felicitări, ești foarte anonim. Tare. Anonim. Ești un anonim, anonim. Da, mi-aș dori să știu cine. A scris acum că e. Nu ești bun de manelist dacă faci de la 2 euro dedicație. Da, cine e? Spune-ne și nouă, cine ești? Mr. Spațiu? Da, Mr. Space. Mr. Space, Mr. Void. Tell us who you are. Cum ai făcut? Vreau și eu să-mi fac. Păi n-ai cum să le etichetezi, că e spațiu și nu știi câte spații sunt. Trimite-ne o poză cu tine, să știm și noi cu cine stăm de vorbă. Da, mă, spune și nouă cum te cheamă. Stai puțin, Tiron, zice, s-a întors cineva cu un Scepter 2 și zice că îi curge pe sus. L-am achiziționat azi la recomandarea dumneavoastră de pe Podkiller, dar curge de rupe.
Fraților, nu vă supărați pe mine. Eu n-am avut niciun chapter 2 să curgă. Ce naiba lichid puneți în el? Sau poate e rezistența defectă? Sau poate e cartușul defect? Deci uite, am aici. Uitați-vă aici, da? Uite-l, chapter 2. Îl folosesc daily. Despre ce vorbim? Stai să focuseze. Așa. Uitați-l, da? Arată zgârieturi, să nu credeți că e nou, da? Uite. Are un pic de lichid. Trebuie să recunosc. Dar scuzați-mă că vă spun, ăsta are 6 luni, nu 6 luni, 5 luni. Da? Bro, dacă vrei, dă mie orice, că la mine curge orice. Bro, eu am găsit o chestie. Dacă tragi foarte tare din aparat sau dacă îl lași la căldură, așa, lichidul devine atât de subțire ca și cum ai pune foarte mult pe gen el. Și începe să curgă. Dar mie nu mi-a curs niciodată el. Nici în recenzie, nici în timpul utilizării. Știi ce am mai descoperit? Și asta vă spun. Dacă lași vertical foarte mult timp poduri, inclusiv crown-ul, da? Mai găsești sub rezistență, se acumulează, eu știu, 2-3 picături. Iar dacă lași foarte mult timp, e posibil să curgă. Posibil, da? Posibil, da. Mie, ți-am zis, îmi cur toate. Le... Băi, nu e pentru minor, nu? Răduță Ștefan, părere necoiertea. Știu că recenzia de pe canal, dar mă gândeam că poate ai mai dat o șansă. Din păcate, nu pot să-ți dau vestea bună, nu i-am dat o altă șansă. În afară de recenzia de pe canal, nu pot să spun nimic altceva în plus. Îmi pare rău. Ai testat GeekVape L200 Classic. Nu știu ce este. Unde crezi că se va ajunge cu tehnologia vape-urilor în viitor? Maximum la care se va ajunge. Da, bro, eu cred că pot să prezic doar viitorul îndepărtat, nu cel apropiat. Viitorul îndepărtat vor fi foarte, foarte multe device-uri ieftine, dar nu vă imaginați ca cele de unică folosință, nu. Prețurile o să crească foarte mult pentru că legislația care o să vină o să pună timbre pe lichide, pe nicotină, deci prețurile o să se ducă la stele, dar și hardware-ul va fi mult mai safe, fabricat în Europa, iar prețurile din punctul meu de vedere vor crește. Dar ele vor fi de trei categorii. Deci, marea lor majoritate vor fi relativ ieftine, deși bună calitate, o minoritate high-ender și o altă minoritate foarte scumpe și custom, care o să se dezvolte mai mult decât acum, pentru că vape-ul va crește atât de mult. Imaginați-vă că în ultimii 20 de ani suntem aproximativ 10%. Deci, hai să zicem în medie, în țările dezvoltate, sunt cam 10% vapori. În România nu cred că am depășit 2-3%. În următorii 10 ani, părerea mea e că dacă ajungem undeva la 20% vapori, adică din fumătorii clasici, de țigare clasică, 20% să treacă pe vapat, o să avem un foarte mare număr de vapori care își doresc și chestiuni scumpe, nu doar ieftine. Așa. Build-urile mele consider că sunt corecte. Sunt mai mult decât saturate, pârâie, folosesc pârâita și Bumbacoton Bacon V2, folosesc lichidele entry level și nicotină în general din afară mai ieftină. Vasi Noriega, fă și tu fă un build, cum îți spun eu, da? Pe Kaifun X. 5 spire pârâite, 2x30 plus 38 deasupra, Ni80 Fuse Clapton de la Vendy Vape. Coboară jos rezistența, cât mai jos posibil, dar nu te duce la un milimetru mai jos de gura de aer. Deci coboară un pic mai jos, da? Pune bumbac permisibil, nu mai pune cotton bacon. Stai că ți arăt imediat ce să pui. Uite asta. Tauren. Pune bumbacul ăsta, o să-ți fie foarte greu să lucrezi cu el pentru că are o fibră relativ groasă, dar încearcă să-l pui, da? Încearcă să pui bumbacul ăsta și o să fii foarte mulțumit. Iar ca lichid folosește gama Nasty Juice, Thinner Lady și dacă aroma din acel caifun nu se ridică la nivelul la Elf Bar, eu părerea mea este că ceva e în regulă cu modul în care tu construiești rezistența. Dar nu o lua personal, nu te supăra pe mine, da? Eu îți fac un build pe acest caifun și dau să tragă la 1000 de oameni și 1000 de utilizatori de Elf Bar o să spună că ăsta are gust mai bun. Cel puțin din punctul meu de vedere și din modul meu de a-l construi. Da, da, da. Uite, Andrei a venit cu o propunere să vă arăt vouă subscriberilor chiar pe camera de sus cum să scoatem reducția de la Crown D. Da, este pur și simplu, eu am scos-o din prima, nu știu, nici nu mi-aduc aminte că mi-a venit ideea. Imediat să-mi pună la dispoziție cartușul de Crown D. Nu, sigur o are. Dă-mi-l așa întreg.
Thank you very much. Deci, ăsta e crown deal. Stai să dea camera de sus. Perfect. Crown deal. Scoatem cartușul. Trebuie să dăm la o parte rezistența. Scoatem rezistența. O șurubelniță. Uitați-vă, șurubelniță. Băgăm șurubelnița primul ștuc. Și împingem în colțul din stânga, sus, da? Și împingi. Ții cartușul și împingi. Face click și l-ai dat afară, da? După aia împingi din colțul din dreapta sus și gata, a ieșit. Odată ce a ieșit, bagi șurubelnița înăuntru și ai aici un cauciuc, da? Îl dai la o parte. Iar acum vine șmecheria. Cum îl punem la loc? Deci fii atent, ai partea de jos și ai partea de sus. Aici este un o-ring. Îl pui cu o-ringul în jos. Și atenție cum îl pui, să fie o-ring-ul pus corect pe canalul lui și când îl pui la loc, să nu faci ca mine, când îl pui la loc, bine, mă bucur că s-a întâmplat asta, că dacă ți se întâmplă și ție, să știi ce să faci. Pui o-ring-ul la loc, pui fundul ăsta la loc și îl băgăm aici. Încă o eroare. Se întâmplă. Încă o dată. Deci pur și simplu când îl pui la loc, mă scuzați că se întâmplă a patra oară, este prima dată în viața mea de când scot cauciucurile din crown deal, când mi se întâmplă treaba asta. Dar mi se întâmplă pentru că am uitat să vă spun, se pune așa, da? Ca să nu cadă partea de sus. Uite, și acum intră. Dar să vă uitați ca o-ring-ul să calce cum trebuie, că dacă nu calcă cum trebuie, uite, aici n-a călcat cum trebuie, da? Dacă nu calcă cum trebuie, o să ai lichigi, așa că îl scoatem din nou. Bine, ideal este să dai pe o-ring cu un pic de lichid și s-a rezolvat problema. Și el va aluneca cum trebuie, da? Gata, acum uitați-vă cu atenție pe cameră. Uite. Vape on. Băgăm rezistența la loc. Bună seara, domnul Manea Răzvan. Bună seara. Bine ați venit printre noi. Manea Răzvan! Hai să mai răspundem. Nu ți s-a părut wow la aromă? Păi nu orice nesti este wow la aromă pentru fiecare. Adică gusturile sunt diferite, na? Și fiecare este diferit până la urmă. Florin, având în vedere că am două caifunuri X și unul Lite 2021, își merită să iau un GTR pentru Insider sau încă un caifun? Adrian Cojocaru, nu știu ce să zic. Uite, e o întrebare calificată. Eu am avut foarte mult timp GTR-ul. Nu este un atomizor pentru mine. În colecția mea, dacă vă vine să credeți, GTR-ul nu mai este. L-am luat, l-am dat, iar l-am luat, iar l-am dat. Mă descurc mai bine cu un caifun. Dar asta nu înseamnă că îi lipsesc de respect caifunului, nu. GTR-ul rămâne totuși un atomizor foarte bun. Doar că eu cred că ei au cam lungit-o un pic cu GTR-ul. Avem și noi nevoie de un alt metele din partea caifunului. Florin te întreabă dacă este bun Drag X Pro. Am mai avut întrebarea asta astăzi. Da, este un Vupu. Și Vupu în general este bun. Dacă e varianta cu PNP, o să ai un gust bun. Dacă e varianta cu TPP, pentru că sunt și variante cu TPP, o să fie excelent. Auzi, există lichide speciale pentru poduri? Caifun X cu modul Zelos 3 este ok. Este ok, dar e un pic cam mult atomizorul pentru genul ăla de mod. Mă scuzați, dar trebuie să opresc căldura, că aici am început să murim de cald. Uh-huh. Mulțumesc. Așa. Legat de reducția de silicon, am luat 5 cartușe de minican de la un magazin, aveau silicon și 5 cartușe din alt magazin și nu avem. Care este motivul pentru care unele au și altele nu? Cele cumpărate de pe piața europeană trebuie să fie TPD compliant și atunci vor avea 2 ml și au acea garnitură de silicon. Celelalte care sunt cumpărate de pe piețele care nu sunt TPD compliant, adică nu sunt comunitatea europeană, pot avea și 3 ml. Deci dacă îmi dau jos ochelarii, nu pot să vă mai citesc mesajele. Salut, am un Drag X Pro și curge foarte mult. Ce pot să fac? Scuze că tot repet întrebarea, dar nu știu ce să-i mai fac. Aian, am o parte din urmăritorii acestui canal care îmi spun că TPP-urile curg. Fraților, nu curg TPP-urile. E clar că tu faci o eroare. 1.
Ce rezistență folosești? Atenție, rezistențele trebuie folosite către puterea lor maximă, pentru că ele au puțin bumbac în interior și dacă folosești la 40 de W o rezistență de 80 de W, ea îți va curge. Dacă folosești la 20 de W o rezistență de 40 de W, îți va curge. Încearcă să o vapezi pe cea de 80, undeva la 70-75 de W, pe cea de 60, la 55, poate chiar 60 de W și tot așa. 2. Nu trageți ca nebunii din ele. Pentru că dacă tu tragi foarte tare, e posibil să sugi lichidul prin bumbacul rezistenței. 3. Contează și ce lichid pui. Nu pune 50-50 în TPP-uri. 60-40, 70-30. Dar vă spun sincer, uite, dăm jos din pod TPP-ul și îl vapez în fața voastră și o să vedeți, nu curge. Ok, un pic de condens în baza unui atomizor care are rezistențe mesh, întotdeauna o să ai. Dar nu curge. Curge înseamnă să scoți tancul și să curgă lichid. Opa, s-a stricat un decodes mini. Ce a făcut? Cică am un decodes, Buxi, spune, cică salut, am un decodes mini pe care l-am șters cu alcool izopropilic de 97%. Da. Și după o oră și-a dat ultimul puf. Mai ai vreo șansă să-l resuscitezi? Eu zic că da, lasă-l la uscat. Alcoolul izopropilic nu atacă plăcile electronice. Ascultă-mă un pic. Poate fi o altă problemă. Mm. Uitați-vă aici, pe camera de sus, vă rog. Yeah. Deci dacă aveți o mică manevrabilitate, aici este o mică placă, da? Placa asta poate face scurt între corpul modului. Placa asta a fost pusă ca să poată să fie încărcată în încărcătorul la CS1 de la Decodes. Și dacă tu ai pus lichid aici, e posibil ca chestia asta să facă scurt. Ori ți arde placa electronică, ori miroase ars. Va trebui să dai jos astea 3 șuruburi, scoți partea asta de jos, și pur și simplu scoți placa, arunc-o sau pune-o deoparte. Nu mai folosi, pentru că placa asta ție se folosește doar dacă folosești încărcătoarele de la Decodes. Ideea este că aici va rămâne o gaură care, dacă cumva îl pui pe lichid, îți va intra în mod. Și atunci îți recomand că această gaură să o astupi cu puțin silicon. Ori cu un dop, ori cu ceva, ori cu un mic biadeziv, ceva, astupă, dar pe interior, nu pe exterior, da? Da, el a zis că după o oră, cred că după o oră a avut timp să se usuce alcoolul izopropilic de pe chestia. Da, nu știu ce ai făcut, părerea mea este că eu decode stricat nu am găsit până acum, adică să se strice el. În toată istoria mea de vape, un singur decode a fost defect și ăla a fost al meu și a fost un defect de sudură, deci o lipitură rece se numește, și un alt defect, dar a fost creat de cineva care a vrut el să-și scoată placa electronică și din greșeală a tras prea tare de ea și a rupt un buton. Da. Florin, în cât timp îți omori bateria la un Crown D dacă încarci de 2-3 ori pe zi? What? Băi, frate, dar cât poți să vapezi din el să încarci de 2-3 ori pe zi? Dă-l naibii și omori bateria în 3 luni. Imaginează-ți câți bani ai salvat dacă tu vapezi țigara asta electronică, toată bateria, deci 1100 de mAh de 3 ori pe zi, asta înseamnă că ai salvat, eu știu, probabil 100 de lei de țigări pe zi. Nu? Eu așa văd. Da, naibii. Mulțumesc, Dani B. Mulțumesc, Victorie. Știi că era melodia aia, Johnny B. Ia uzi, și eu am găsit un decode stricat, dar era din cauza că un băiat l-a lovit cu ciocanul. Fraților, haideți, întrebări, ultimile întrebări. S-a făcut târziu, haideți. Mai avem ultimile 10 minute. Băgați întrebări grele. Nu recomand arome, aromele sunt personale, aromele sunt ca la parfumuri. Pune-ți năsucul, miroase lichidul, eventual gustă, dacă îți permite magazinul, testează-l și cumpără-l. Auzi, Puma Baby con Nautilus 3S, ce părere ai? E un atomizor foarte bun, chiar recomandat, ușor de utilizat. Aroma unui lichid, unul o simți mai bine, pe DL sau pe MDL? Bă, aici e complicat. E subiectiv. Sunt atomizoare care dau foarte bine pe DL, sunt altele care dau prost pe DL. Părerea mea este că și în ambele cazuri poți să ai un gust corect. Dar, clar, aici câștigă meteleul. De ce? Pentru că aromele de tutun se simt mult mai bine pe gură plămânii, din cauza că noi am fost fumători, decât pe DL. Eu nu te văd să bagi un trabuc în gură să-l tragi direct în plămâni. Corect. Așa. De ce nu au gust bogat lichidele premium pe minicanuri? Înseamnă că ai tu așteptările foarte, ce, foarte nu, mari. Nu, ce lichid premium? Stai să ne zică, că nu ne-ai zis. Eu așa. Spun un singur lucru. Dacă ai un minican și ai rezistența de 0,8 mesh, și spui un Nesti în el, frate, n-ai cum să spui că nu e bun. Dar acum depinde cu ce îl compari. Că dacă îl compari cu un RTA, normal că e mai slab. Dacă îl compari cu un Crown D, normal că e mai slab. Stai că îmi place, avem o întrebare. Ferraru Sami are un Kaifun 2021 și un Zelos X.
în comparație de gust, dacă și iau un Dicodes, cu cât crește aroma? Îți spun eu, cu 8,87%. Zi tu că nu e atât, nu e așa. Deci, Dicodes nu vă dă nimic gratis. Dicodes este doar o companie care produce moduri care nu mint. Și din punctul meu de vedere, Dicodesul este un minim necesar pentru a testa o aromă justă și după aceea vine restul. Manea Răzvan, aș vrea și o părere, descriere scurtă a lichidului tutunos de la ProVape făcută de Laur. Nu ceva elaborat, scurt. Ceva scurt. Stai așa să mă gândesc. Hai, dăm să vapezi. Că... Păi, ce să vapezi? Tutunul de la ProVape. Hai mă, termină-te. Descrie. Descriu. Este un lichid care curge cu gust de tutun, se pune în atomizoare. Hai mă, pe bune! Băi, nu, fratele, pe bune, e foarte, foarte bun. Dacă vă știți voi, cubanul nu este atât de aromat, dar este la fel de corect și bun. Dacă ai venit după țigări și vrei să te lași de fumat repede, îți iei un tutun ăsta de la ProVape, îți pui două shoturi de nicotină, eventual și Nixol să nu tușești de la ele, și vape on. O să-ți ajungă. Eu nu i-aș pune Nixol în... Nu? Nu. Nu? Nu, nu, tutunul nu cu Nixol. Nu cu Nixol, pentru că foștii fumători sau poate cei care mai înșeală țigara electronică cu țigara clasică au nevoie de TH-ul, throat hit-ul de la nicotină și atunci un pur tabac, un tutun pur, nu are valențe. Nu are valențe ce înseamnă? Este doar un tutun și este pur. Nu are mentol, nu are fructat, nu are sucraloză, nu are nimic, este doar un tutun. Și atunci nicotina nu face altceva decât îi dă valoare. Îi dă TH unui tutun bun. Imaginează-ți că tragi dintr-o țigare doar și simți aroma. Fără căldură, fără throat hit, fără nimic. Este incompletă. Da? Același lucru se întâmplă și cu un pure tabacul de la noi, de la ProVape. Pune minim două shoturi de nicotină, agită-l foarte bine, vapează-l pe puteri medii, medii înseamnă 17-21 de W, puțin mai tight, ca să iasă și călduț, uh-huh, exact ca o țigară clasică, și îți promit că este exact ceea ce cauți. Da. O părere de Swag PX80. Mi se pare că i-am făcut deja recenzie, nu știu, da. Caută-l pe canal, mi se pare că l-am făcut. Stai că avem o... ce părere... Nu. De ce? Că au ieșit lichidele de la noi? Normal că au ieșit lichidele, dar nu... A, apropo, am o veste bună. Nu sunt 7. Nu sunt 8. Dar câte sunt? O să fie 9. Mișto. Așa că întârzierea a adus vești bune. O să avem 9 noi arome, cel puțin după ultima... A, revin cu o completare la lichidul tutunez de la ProVape. Mă, ăla e de toată ziua. Da, merge da, în continuu. Da, absolut. Că da. De mango banana te saturi la un moment dat. De mango banana te saturi la un moment dat. De noac și de noac te saturi. Că e caramel în el, cu chestii în el, da. Kid Zor. Florin, am pus bumbacul de la BP Moss 3.0, am scos 10% din bumbac, am pus pe pârâite 0.43 pe Typhoon, iar aroma este foarte slabă. Oare este bumbacul de vină sau nu-l pun eu bine? Este și bumbacul și lichidul. Dacă ai rezistența corectă, dacă ai scos hotspoturile, pune un bumbac premium și folosește un lichid premium și o să vezi aromă la stele. Ce putere duce pe unul? Nu știu. Sergiu zice că mi-a scris pe WhatsApp, dar nu înțeleg de ce nu m-ai scris aici. Ia să vedem, Sergiu mi-a scris pe WhatsApp. Daniel Ciucârlie se oferă ca tester când vin lichidele noi. Deci ai testeri dacă ai nevoie, Florin. Și eu mă ofer. Așa. Stim ok. Băi, nu știu unde e mesajul de pe WhatsApp. Nu cred că l-am primit. Nu l-am primit. Remiți de cele de la Adrian Cojocaru. Adrian Cojocaru, mulțumesc încă o dată pentru toate donațiile care le faceți. Nu, din păcate, Adrian, nu. Nu, nu. Dar o să mă chinui dacă îți dorești să ți-l aduc în următoarea comandă de la Zvoimesto. Nu știu cum să spun, userle cu caracterul special pe care YouTube-ul nu-l citește, nu-ți rămâne gust rău în gură ca la țigări deloc, de la niciun lichid de vapat nu-ți rămâne gust rău în gură, deci e chiar super fain. Vreau un găleată de lichidul ăla din ăla care înțeapă. Care e ăla? Ce anume? Înțeapă. Lichidul care înțeapă. John FPV. Vreau o găleată de lichid din ăla care înțeapă. Nu știu. John? Dă-ne lămurire, te rog. Nu știu care înțeapă. Da. Un mod DNA care să fie asemănător cu Dicodes 21700 stabul.
Oh my god. Ai vrut? Ce pretenții ai, Zap 01. Băi, nu știu. Dacă aș găsi un DNA 100C din lemn stabilizat șmecher, mi-aș lua și eu. Nu, momentan eu nu am găsit un înlocuitor pentru jucăria asta. Asta e un Dicodes V3 cu lemn stabilizat. Da, mi-aș lua un DNA cu lemn stabilizat, dar făcut într-o țară democrată, adică dacă se poate în Europa. Nu am găsit. Democrată? Bună seara, Florin, un lichid fructat ProVape. Cu ceva mai puțin ice effect în plan? Da. Da. Dar din păcate suntem comercianți și majoritatea vor cu ice effect. Ce pot să zic? Vreți să vă mint? Cum scoți un anumit număr de om? Rulcoi zice, pot intra în grupul de pe WhatsApp dacă am membru? Da, cum să nu? Trimitem pe WhatsApp nume, prenume și dovada faptului că ești membru și imediat te-am pus în grup. Fraților, hai să ne oprim aici. Sunt foarte multe întrebări la care nu am reușit să răspund. Din păcate, când găsesc o întrebare la care vreau să-i răspund, sunt multe altele care trec și îmi pare rău pentru asta. Dar live-urile noastre nu se opresc aici. În fiecare lună o să avem cel puțin un live. Dacă cereți și doriți, o să încercăm să facem mai multe live-uri pe lună, dar părerea mea este că totuși unul pe lună este de ajuns. Mulțumesc pentru vasta voastră participare, deci aproape 200 în cei mai mulți. Eu zic că sunt foarte mulți, mult peste așteptările mele. 156 acum, deci. Mulțumesc pentru donație. Mulțumesc tuturor pentru orice câte donații ați făcut și 50 de bani și nu sunt obligați, adică nu vă simțiți obligați sub nicio formă, da? Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența voastră, pentru întrebările acordate, pentru răbdarea voastră că a stat atâta timp cu mine pe live. Numărul meu de WhatsApp este public, îl găsiți la, în descrierea fiecărui episod de pe canalul ProVape. Vă aștept mesajele în WhatsApp dacă sunt urgente. Eu răspund în general între 10 dimineața și 6-7 seara. Vă mulțumesc încă o dată. Eu am fost Florin. Eu am fost Laurențiu. Și până la următorul live, taifuniți, caifuniți sau crauiuniți, cum naiba să zice, dar nu fumați. Vape on. Vape on, dragilor. And... ce bun e.